Puh, și vine raportul ăla de la Greco, fraților, ceva cu corupția. Poate ați auzit, hă? Greco? Grupul de state împotriva corupției, chestii din justiție. Știți că noi suntem oaia neagră a corupției. Mă rog, eram acum numai... Da, ne toacă ăștia, domnule, cap o salată, cap o țațichi. Mă mir că nu ne împușcă odată să scape de noi. Așa. Ah, da, iar când nu vine Greco, sare comisia de la Veneția. Când nu sare comisia de la Veneția, vine MCV-ul și tot așa. Ei, și grupul ăsta Greco dă un raport despre România în care zice că am fost găsiți pozitiv pe corupție la parlamentari, pe corupție la magistrați, plus altele. Țara noastră se pare că a implementat în mod satisfăcător, asta a fost exprimarea celor de la Greco, doar 5 din cele 18 recomandări făcute de grupul statelor împotriva corupției. Ei au venit cu aceste recomandări în 2016. Frumos, nu? 5 ani, 5 recomandări din 18. Sună într-un mare fel. E clar că s-au șucărit ăia. Bă, v-am rugat și noi ceva, dar cu 5 ani, mă, iar voi nimic. Nu puteți să ne tratați în asemenea hal, mă, vorba aia, ori suntem colegi, ori nu mai suntem. La care vine, bam, reacția României. Cu noi vorbiți? Aș vrea să pun și o întrebare. Cine-i de vină? Ce ai, mă, mucles total și nu doar față de ăia. Nici noi aici nu ne mai scoatem ochii între noi, nu? Tocmai pe subiectul cel mai drag, mă, cel mai provocator, corupția. Dar nu mai există, mă, corupție de când au venit ăștia de la PNL. E, lăsați ce se întâmplă la Iași, domne, n-are nicio legătură, nu? Păi da, mă, pentru că n-are cine să comenteze, că în ăștia 5 ani s-au rotit toți pe la butoane. Nu e clar cine a făcut, cine n-a făcut, cine s-a corupt, cu cine s-a corupt, cine pe cine s-a faultat. Să comenteze cine? Tudorel Toader? E, bravo, mă. USR Plus? Anticorupția? Alo, așteptăm, poate se spune ceva. Liberalii? Da, Florin Câțu a găsit cu greu câteva cuvinte pe subiect. Bine, acum... Tot raportul spune un lucru foarte important, că suntem pe drumul cel bun. Deci această coaliție este pe drumul cel bun și trebuie să continuăm reformele pe care le-am început. E bine, mă, suntem foarte bine, la fel cum e și cu vaccinarea și cu toate, da? Merge justiția, zici că e city. Am început reforme, am reparat ce au făcut PSD-iștii. Jur că pătura noastră nu vom abuza legile justiției ca pe vremea nenoroc... Hai că i-ați gândărit un pic. La care au sărit PSD-iștii, mamă, foc și pară! Ia uite! Nu. Nimic, a? Nimic? Ce să comenteze, mă? În primul rând că erau la guvernare când s-au dat recomandările astea. Ei au fost primii care și-au băgat picioarele. Apoi, poate ați observat, PSD-ul nu mai generează nicio știre de vreo lună. Ursulețul Ciolacu, cel puțin, zici că s-a retras în pădure, mă, în locul lăsat liber de Arturică ăsta. Abia ieri am văzut o știre minusculă cu el după ce a trimis un comunicat de presă la Ager Press. Da, exact, cred că l-a dat pe fax, ori pe telex. În 2021, PSD-ul face opoziție cu o telegramă trimisă la Ager Press. O carte poșteală de la Amara. Dumneata vezi de treaba dumitale și nu mai da sugestii.